Mulțumesc pentru această organizație puternică și pentru că mi-ați oferit privilegiul de a face parte din echipă, de a putea să învăț și mai ales să răpesc din experiența și diplomația dumneavoastră. Toată lumea știe că eu am nevoie de mai multă diplomație. Mulțumesc, domnule primar Dragomir, pentru că ați avut nebunia de a merge în 2016 pe mâna unui tânăr care nu se evidențiase în viața politică până atunci și care era considerat de mulți prea agresiv. Încă nu am schimbat în această ultimă privință și nici nu cred că o voi face, pentru că aceasta este natura mea. Când am plecat la drum împreună în 2016, ți-am promis ceva. Vreau să te asigur, deși știu că nu e cazul, că ce am vorbit atunci doar rămâne mereu valabil. Dragi colegi, în acest moment ne aflăm în fața unei schimbări de generații. Schimbările sunt mereu problematice. Te sperie. Necunoscutul este mereu învolvit în mister. Dar poți ajunge la lumină doar parcurgând și înțelegând întunericul. Nu știu să vă spun ceva urmat. Și nu vă pot promite una de pe cer. Pot, în schimb, să vă asigur că în 2024 va fi interesant. În 2024 ne vom confrunta cu toții cu două opțiuni. Prima opțiune este aceea să stăm liniștiți și să sperăm, iar a doua opțiune este aceea de a lupta pentru ideile și valorile noastre. În 2024 nu ne vom lupta cu un partid politic anume. În 2024 ne vom lupta cu noi înșine. Doar împreună vom câștiga și atât timp cât suntem uniți, putem muta mulți. Individual nu reprezentăm nimic. Eu nu pot să vă forțez în această privință, să vă oblig să uitați resentimentele pe care le aveți unii față de alții și animozitățile și nici nu trebuie să o faceți. În schimb, vă rog să priviți în interiorul dumneavoastră și dacă veți considera că mai aveți pentru ce lupta, dacă mai aveți acel suflu, în 2024 eu voi fi în prima linie și voi da tot, ca și până acum. Sunt convins că vom fi cu toții acolo. Vă mulțumesc!